Am revenit asupra adreselor pe care le-am trimis din 2014 încoace președinției, guvernului, primului ministru și miniștrilor care au curs la conducerea Ministerului Energiei încă din 2013, de când s-a înființat complexul ăsta energetic. Am cerut în primul rând să avem clarificată, asta este o adresă prin care am expus câteva dintre revendicările și câteva dintre nevoile noastre. Am cerut clarificarea urgentă a situației complexului energetic Hunedoara, dată fiind starea de insolvență și comunicarea concretă a măsurilor întreprinse pentru evitarea falimentului, precum și comunicarea programului de reorganizare al societății. O să fac câte o scurtă prezentare a ideilor puse aici pe hârtie, pentru că este nevoie de lucrul ăsta. Uitați-vă că din data de 7 ianuarie am intrat în insolvență. Nu s-a întreprins nicio măsură serioasă, nici în reducerea cheltuielilor, în afară de a băga niște mașini în parc și a reduce niște salarii, lucru cu care suntem de acord. Dar astea nu sunt suficiente. Trebuie neapărat să crească veniturile la nivelul complexului pentru a putea să susții activitatea, a crește productivitatea și a încerca să echilibrezi această balanță între venituri și cheltuieli, pentru că peste câteva zile, nu foarte multe, la 60, la 90 de zile, orice factură care a fost emisă după data de 7 ianuarie și care devine scadentă, poate să ne ducă în starea de faliment și să ne zică cineva, băieții, până aici a fost, mina voastră este închisă, complexul este închis. Deci este o situație extrem de periculoasă. Am cerut mai apoi redistribuirea urgentă a personalului din cadrul sucursalelor societății în funcție de activitatea desfășurată în cadrul acestora și eventual angajări de personal dacă se impune. Politica de personal care se practică în continuare la nivelul complexului este una pe care noi am adus-o la cunoștința celor care au condus de multe ori ca fiind una potrivnică bunului mers a activității. O să fiu iarăși acuzat pentru declarația pe care o fac imediat. Dar nu se poate ca într-o sucursală energetică la 500 de salariați să ai 130 personal TESA, pe când cazul vostru de aici, de la Mina Lonea, la aproape 900 de angajați, aveți 50 și ceva de TESA. Adică 56, da. Acum 50 și ceva e aproape egal cu 56. Deci, în altă parte, stai cu birourile foarte pline și după aceea vii să impui o măsură egală pentru toți. Nu este corect, pentru că și la noi s-au făcut restructurări mai mereu, pe când în termocentrale mai puțin, mai mult decât atât. Uitați-vă, sunt sucursale miniere și aici vă dau exemplu sucursalei Livezeni, care are 800 și ceva de salariați și au rămas cu un singur abataj, fără posibilitatea de a asigura materialele pentru continuarea lucrărilor de investiții. Voi, acela lună, aveți nevoie urgentă de personal ca să vă faceți treaba, Lupeniu are, Vulcanul are. Adică toată lumea trebuie să înțeleagă că o redistribuire de personal trebuie să se întâmple, că tot în mină lucrezi. Sunt atâția care au lucrat la Dâlja, au venit la Lonea, au mers la Lupen, la Arinoasa, nu li s-a întâmplat nimic. Dar toată lumea încearcă să se țină arici, să nu se întâmple nimic. Am cerut să se identifice urgent și să se facă o analiză foarte pertinentă pentru lucrările de investiții și de pregătiri pentru anul 2016, 17 și 18 și să se facă un necesar de materiale și echipamente pentru desfășurarea acestor lucrări, care să fie atât finanțate de la bugetul de stat, nu știu dacă va fi posibil lucrul ăsta, dar noi bani de investiții nu avem și vom opri până la urmă activitatea, că vrem, că nu vrem, că ajungem cu abatajele pe linia de capăt, nu mai avem altul pregătit și nu mai avem de unde la cărbune. Și în situația asta ce o să facem? O să vină tot marii conducători să ne spună, nu dați cărbune, n-am pe ce să vă plătesc. Deci nu putem să ajungem în situația așa, așa este una extrem de critică. Iar un grafic de aprovizionare pe materialele astea trebuie să se facă pe 3 ani de zile. O mină nu poate să-și facă planul să vedem ce face în luna viitoare. O să coborâți în subteran cu ce mesaj pentru cei care sunt deja acolo? Da, voi coborâ cu inginerul șef și cu al meu coleg Păduraru, de aici de la mina Lonea. Nu voi merge nici de cum pe ideea de a-i convinge să rămână sau să iasă. Până la urmă, demersul acestora este unul care survine după ani de zile
în care noi, ca și organizație sindicală, am încercat prin toate posibilitățile legale să atragem guvernului atenția asupra situației către care se îndreaptă complexul. Nimeni n-a crezut că ajungem în insolvență și, de altfel, cred că nimeni nu crede că ajungem în faliment. Însă, linia pe care funcționează astăzi complexul energetic Hunedoara, din păcate, este aceea a falimentului. Toată lumea este imună, nimeni nu aude, nimeni nu poate. Până la urmă, cuila asta este a statului român, nu este nici al Unica, nici al lui Pădurariu. Și statul român trebuie să vină și să decidă odată ce vrea să facă cu această uilă. Dacă vrea să o mai păstreze, trebuie să vină cu măsuri de sprijin pentru exploatarea acesteia. Dacă vrea să o închidă, la fel trebuie să vină cu măsuri de protecție sociale, pentru că ceea ce avem acum este mai mult decât insuficient. Se de ce au nevoie pentru ca minerii să renunțe la acest protest? Mă gândesc că de ceva mai mult decât de promisiuni. La fel, problematica complexului energetic Hunedoara depășește granițele Ministerului de Resort. Este o problemă care ține de Guvernul României. Din păcate, nu ne-am făcut auziți, nu ne-am putut face auziți nici la fostul guvern și până în momentul de față, nici la actualul guvern, în măsura în care cred eu că ar fi fost nevoie să ne facem auziți, dacă în urmă cu un an de zile încercam printr-o întâlnire stabilită și desfășurată tot de către noi, cei de la Muntele, cu parlamentari și cu oamenii politici ai județului, încercam să ajungem la premierul de la acea vreme, respectiv la Victor Ponta, am fost din nou amăgiți, nimeni n-a fost interesat de noi, toată lumea încearcă să paseze această problemă a mineritului și a energiei pe bază de huilă, să o plaseze următorilor. Nu este nevoie acum decât de o decizie guvernamentală care să spună către ce direcție, este un lucru pe care eu l-am cerut insistent, către ce direcție se îndreaptă mineritul și energia produsă în Hunedoara. Pentru că dacă oamenii vor afla că mergem către stânga, își vor asuma, dacă mergem către dreapta la fel, adică oricare dintre direcții poate să fie complementată cu niște măsuri serioase. Dar așa, lăsându-ne pe o cale de mijloc, fără o direcție concretă, riscăm să oprim activitatea din lipsa investițiilor, din lipsa pregătirilor, din lipsa materialelor, adică nimeni nu vrea să-și asume răspunderea pentru o decizie serioasă. Discuții cu București o aveți? Am vorbit doar cu administratorul special în cursul acestei dimineți. I-am și comunicat adresa cu problemele pe care noi le punem pe masa Ministerului și a Guvernului din 2014 încoace. Am fost acum două săptămâni de zile, am avut o discuție chiar cu domnul ministru, deci nu putem să spunem că am fost lipsiți de prezența fizică a celor care guvernează astăzi sau care au guvernat ieri România. Însă nu simțim o direcție, așa cum vă spuneam mai devreme, ca să știm ce facem. Vine ministrul încoace, cum vor minerii? Nu știu, n-am discutat cu dumnealui. Până la urmă, nici nu este normal să se întâmple astfel de lucru. Ministrul trebuie să stea la București, dar nu trebuie să stea, ci să meargă la premierul României și să discute problema complexului energetic Hunedoara și a complexului energetic Oltenia, mult mai serios decât au făcut-o până acum, pentru că, iată, așa cum le spuneam colegilor puțin mai devreme, totuși în România, pentru interesul național, încă trebuie să ținute termocentralele în viață. Există riscul ca protestul să se extindă și la celelalte exploatări miniere? Da, totdeauna. Eu sunt totuși surprins de lipsa de solidaritate a colegilor și afirm încă o dată că astfel de acțiuni izolate nu sunt un demers care să aducă beneficii. Odată se supără cei de la Livezeni pentru că le spune cineva ceva, odată problema complexului este problema tuturor și a celor de la Lupeni și a celor de la Vulcan, Livezeni și mai mult decât atât este și problema celor de la închideri. Din păcate, pe acei colegi nu i-am văzut nici la meetingul nostru din data de 13 februarie, pentru că dacă acest complex își va opri activitatea astăzi, și ei își o vor opri mâine.